Primăria Curtea de Argeș a finalizat cadastrul suprafeței de teren care a fost dat în urma procesului pe care inițial primăria, Consiliul Local și Muzeul l-au avut cu Eparhia Argeșului pentru Biserica Domnească. S-au făcut măsurătorile. În mod normal, următoarea etapă este o hotărâre de Consiliu prin care se trece în inventarul municipiului Curtea de Argeș, Curtea Domnească, până la zidul despărțitor cu incinta Bisericii Domnești. Terenul din incintă este împărțit între municipalitate și Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului. Și cei de la Episcopie au făcut măsurători la câteva zile după ce au făcut reprezentanții primăriei. Domeniul public al municipiului Curtea de Argeș se îmbogățește astfel cu mai multe obiective. Acel zid împrejmuitor, turnul de intrare în curte domnească, deci nu turnul clopotniță, turnul de intrare în curte, și cele două fundații al casei Basarab și a casei Neaguie Basarab. Ansamblul Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc a fost obiectul unui proces între Eparhia Argeșului și Mușcelului și Muzeul Municipal, proces care s-a încheiat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sentința dată de această instanță prevede că biserica și o parte mică a parcului sunt ale Arhiepiscopiei, iar restul este administrat de Muzeul Municipal. Procesul a început în anul 2008, s-a terminat în 2017, iar motivarea sentinței a apărut în 2018.